După asta am să vă rog pe fiecare să mergeți în sectoare, în teritoriu, să vedem ce avem de făcut, care este situația. Noi, așa cum ne-am mai întâlnit săptămâna trecută de două ori și am discutat și înainte de ploile abundente și după, astăzi vreau să facem anumite concluzii, să vedem cum s-a lucrat sâmbătă și duminica trecută, unde am reușit, unde nu am reușit, să vedem ce avem de făcut azi și mâine. Și am să vă rog pe domnul Grozavu să prezinte o informație generală unde am intervenit, ce am făcut, ce avem de făcut, dar și pe dumneavoastră, în mod special ex-drupo, am să rog să ne spună și prietorii de sector. Vă mulțumesc, domnul Grozavu, vă rog. Săptămâna precedentă au avut loc trei ploi consecutive, deci pe data 22-23 am avut ziua 57 de litri pe metru pătrat, adică este foarte mult, iar noaptea 14 litri pe metru pătrat. 28-29 am avut aproape 32 de litri pe metru pătrat, iar data de ieri a fost doar 18 litri pe metru pătrat. De fapt și consecințele s-au văzut corespunzător cum a evoluat situația. Deci nu a apărut nicio adresă nouă referitor la acele locuri unde se acumulează apă. Asta este Albișoara Vasile Alexandrii, Dumitru, deci Calea Ieșelor, Albișoara la Pegas, cum îi spunem noi, Petru Rareș, Inculeț, de asemenea este Meșterul Manole, unde nu există niciun fel de canalizare pluvială, a fost inundată strada Uzinelor, problema obișnuită de la strada Muncești, dar acolo repede se face evacuarea apei, deoarece sunt făcute gurile de scurgere naturală, etc. Deci, de fapt, toate aceste trei cazuri, întreprinderea municipală Ex-Drupă a intervenit cu cel puțin câte 28 de unități de transport, unități de tehnică specializată. Cel puțin între 60 și 100 de persoane au ieșit la serviciu de fiecare dată. După fiecare intervenție de aceasta a doilea și a treilea zi, necătând la faptul că era zi de sâmbătă, duminică, de asemenea în jur de 100 de muncitori au participat la curățirea și evacuarea nămolului de pe străzi, la curățirea canalizării pluviale, la alte lucrări care au fost necesare. De asemenea, au fost inundate circa 25 de apartamente, 18 la prima ploaie, restul au fost repetate sau au apărut mai târziu și în urma ploii, a doilea ploi, deci au fost inundate 4 gospodării, 4 case de locuit individuale în sectorul Ciocana. S-a intervenit în toate cazurile împreună cu Departamentul Situației Excepționale, cu lucrătorii de la Direcția Locativ Comunală, alte servicii corespunzătoare. Apă canal nu a avut în această perioadă careva accidente sau avarii mari. Au fost deconectări la prima ploaie la Union Fenoza, dar s-au lucrat cu toate echipele de intervenție și acolo unde nu s-a putut interveni imediat, deci s-au conectat generatoare, de fapt consumatorii au simțit doar pe o perioadă foarte scurtă aceste incomodități. Termoelectrică, de asemenea, nu a avut careva deficiențe în această perioadă. A căzut un copac pe un gazoduct în orașul Codru, așa care a fost lichidat în regim operativ. De fapt, copaci la prima ploaie au fost 5 căzuți care ne-au provocat probleme și s-a intervenit până la mijlocul zilei a doilea de 23, practic toți copacii au fost lichidați. În celelalte două ploi, de la 2 până la 3 copaci au căzut, dar cu consecințe mai mici. În fiecare din aceste cazuri, autobuzurile au circulat fără întrerupere, însă troleibuzele au avut întreruperi de la 20 până la 40 de minute, în special la Calea Ieșelor, acolo unde nu se putea traversa, la strada Muncești, în alte zone vulnerabile care au fost. Dar imediat cum apa se retrăgea, circulația era reluată. Deci, care sunt acum problemele de bază care trebuie să fie luate în considerație? În primul rând, în regim de urgență trebuie de curățit canalizarea pluvială acolo unde ea este înfundată. De asemenea,
O să studiem săptămâna viitoare cine trebuie, adică cine este proprietar, dar oricum noi trebuie să facem. Este necesar de a desfunda înmolirea la râul Durlești, în zona de la Calea Ieșilor până la râul Bâc, unde cel puțin în proporție de 40% este înmolit. Și de această cauză, acolo în zona Zorilor, Artema, sau cum să mai spunem, se formează acea băltoacă foarte mare și care e cel mai greu să se retrage din tot orașul, anume din această cauză. De asemenea, s-a depistat la lunca Bâcului o situație pur și simplu curioasă, deci, domnul Croitor, o să vă rog să vă ocupați și dumneavoastră, deci este vorba de racordarea în rețeaua de canalizare reziduale a unei canalizări pluviale. Și atunci această canalizare pluvială, care are un debit de, cred că, 10 de ori mai mare decât este, poate să suporta această canalizare reziduală, deci ea pur și simplu se blochează și de această cauză a avut loc acea inundație care, de fapt, s-a intervenit operativ, dar ne-a luat oarecum prin surprindere. Și vă rog să căutați unde mai sunt asemenea lucruri de lichidat, dacă sunt. Este clar că este o conectare, o racordare neautorizată, pentru că nimeni nu putea să autorizeze așa lucru, dar oricum, ea este. De asemenea, rog toți proprietarii de rețele, acolo unde sunt săpături recente, să verificați, deoarece pot fi lucrările de compactare executate necorespunzător sau careva scurgeri subterane, care în aceste cazuri pot să spele și apar acele prăbușiri pe teren. Și de asemenea, unde se intervine, rog pe parțile carosabile, în special la intersecții, imediat să fie asfaltat, nu de așteptat, pentru că aceasta duce la probleme foarte mari. Toate aceste consecințe, domn primar, ar fi putut să fie mai mici dacă era curățită albia râului Bâc. Deci noi vorbim de foarte multă vreme de acest proiect, care îl avem, este coordonat inclusiv cu Agenția Ecologică. Da, este o sumă destul de mare, însă pentru începutul lucrării, pentru a-l face în câteva etape, noi cred că am putea să începem și anul acesta. Și o să propun la rectificarea bugetului, o să examinăm încă o dată suplimentar, ca la rectificarea bugetului să fie atribuite sumele corespunzătoare pentru a putea începe în acest an curățirea râului Bâc, în special de la podul de cale ferată în zona străzii Pușkin, în continuare, pentru că partea în amonte puțin a fost curățită și aici problemele sunt mai puține din această cauză, însă aval este o problemă destul de mare. Vom încerca să discutăm și cu unii agenți economici care sunt afectați permanent de această problemă și poate vor contribui și acestea la careva probleme. De asemenea, vom propune în bugetul pentru 2019 un proiect de extindere a canalizării pluviale, în special în acele zone unde aceasta lipsește total. Toți vedeți, în special transportatorii, adică parcul de autobuze și troleibuze, că atunci când este o ploaie torențială, strada Bodurescu-Bodoni devine un râu cu un strat de apă de până la 25, chiar uneori și mai mult, trotuarele de asemenea se inundează. Adică din lipsa canalizării pluviale, pe toată lungimea, apa se concentrează și ajunge până la strada Constantin Tănase. În principiu, în linii mari, acestea sunt, eu n-am vorbit ceea ce am vorbit noi data trecută despre Policlinica 12, despre partea cu medicina, instituțiile de învățământ și așa mai departe, dar acestea. Acum ne rămâne azi, mâine, ca ziua de luni să fie totul curat, să evacuăm nămolul, să evacuăm crengele care sunt, să curățăm capacele gurilor de captare la canalizarea pluvială, cu toate că am văzut azi chiar la orele 6 dimineața se lucra deja la acest capitol, dar rog și preturile în sectoare, pentru că poate fi scăpat din vedere careva element din acest lucru. Și un lucru mai puțin plăcut, două, adică am avut o mică inundație, ca să zic așa, să nu spun altfel, aici în primărie, deci datorită condițiilor climaterice s-a fisurat și s-a prăbușit niște tencuială la acoperiș și au fost inundate birouri, iar pretura
Bodanica, trăiește, lucrează în stradă, deci de asemenea domnul Rățoi, cum am convenit, deci în timpul ploii am cadre cum pe casa scării la pretura Botanica, ploaia era exact așa cum este afară, dar poate chiar mai mult pentru că s-a acumulat pe acoperiș și cam asta este ceea ce avem în regim de urgență și, de asemenea, apartamentele care au fost inundate, casele, știu că ați convocat toți ședințele comisiilor de situație excepțională, dar rog să fie prezentate cât mai operativ pentru a acorda ajutorul necesar. Asta cam tot, domn primar. Mulțumesc. Domnul Buldurescu, vreți să adăugați? Stimați colegi, bună ziua! Practic toată informația în linii generale a fost prezentată de către domnul primar, plus la asta, în decurs de două zile au fost curățate în regim non-stop 190 de guri de captare pluvială. Este un volum enorm, s-a lucrat și noaptea și au fost evacuate 33 de curse, în total 239 de tone de nămol, petriș adus pe străzi care în normal nu ar trebui să fie. După iarnă înțelegem că este nisip prundeș, dar acum el este spalat, este depozitat probabil de agenții economici sau de alte instituții care nu au grijă sau nu protejează ca să în urma ploilor să nu fie spalat, adus pe străzi și înămolit, adus pe străzile din jos. Cea mai mare problemă, domn primar, este într-adevăr albia râului Bâc, v-am dat și video, unii, avem zone unde chiar se revărsa. Noi am văzut și la televiziune au apărut imagine, avem probleme la ieșirile din gurile, din canalizările pluviale. Rețelele astea mari, de 2 pe 2 jumate și de 1, practic toate sunt înnămolite la ieșirea, unii se conectează în albia râului Bâc. Aici este o informație mai generală, a fost creat un grup de lucru de către GX Group în zilele care au precedente, de 2-3 zile au lucrat, au ieșit la faza locului. Sunt canale de evacuare a apelor care sunt blocate 80%. Practic, capacitatea lor de a evacua apă rămâne doar de 20%. Dacă să luăm chiar cea mai mare problemă, cercul, sensul giratoriu, topaz sau calea ieșilor, care permanent acolo, avem o țavă de 1 metru în diametru, practic este înmulită de 60%. Doar 40% are capacitate de transportare. Ne dăm seama foarte bine, ea este o țavă închisă, necesită utilaje sau echipament special de curățare. Aici este nevoie de căutat soluții și chiar și de văzut cum de și de suplimentar în fața magazinului pe gaz sau fish market, de construit suplimentar grilaj de captare a apei. Dacă țava ar fi curată la 100% de 1 metru, practic eu cred că s-ar isprăvi, dar ea funcționează doar 40% de ani de zile. De când a fost construită, niciodată nu a fost curățată. Cel puțin din datele care le avem noi. Și sunt un șir de străzi care avem toate datele colectate. Vom activa în regim în continuu. Astăzi toată întreprinderea este la lucru. Mâine iarăși vom lucra în regim non-stop până ce nu vom căra și curăța toată nămolul de pe străzi. Mulțumesc. Domnul Burdiumov, dumneavoastră vreți să ne spuneți ceva? Bună dimineața. Domn primar, în urma calamităților care au avut loc ieri, am avut 7 sesizări. Nu aș considera că este o situație ieșită din comun. Au fost sesizate mai multe plângeri de la locatari referitor la acoperiș, inundația subsolului, inundația casă scării, dar am, la indicația dumneavoastră, am convocat ședința, am rugat întreprinderi municipale prestări servicii care au intervenit imediat. Practic și astăzi dumnealor sunt la serviciu, țin să le mulțumesc. Mai puțin se implică întreprinderi municipale gestionarea fond locativ. Poate că astăzi este o zi de odihnă. Sperăm că de luni dumnealor își vor face treaba. În rest, lucrăm în regim normal și practic facem față tuturor situațiilor care au apărut. Asta e tot. Mulțumesc. Prietorii? În sectorul Botanica, în urma celei de-a două intemperii cu cețenii de ploaie, nu au fost afectat mai puțin. Zonele care au fost afectate mai grav, ca de obicei, a fost șoseaua Muncești, unde s-au acumulat toată nămolul și prundișul
care au venit din tot sectorul, partea de sus a sectorului. A doua problemă a fost apărută pe strada Băcioii Noi, unde a fost dărâmată o porțiune de asfalt în jur de 200 de metri. Colegii de la ex-grupul deja au intervenit, au remediat problema, urmează să pui stratul de asfalt înapoi. În rest, ceea ce a vorbit și domnul Bordiumă, au fost afectate în careva întreprinderi municipale câteva apartamente, dar au fost inundate parțial, să nu vorbim neînsemnat, parțial. Colegii de la întreprinderi municipale deja au fost la fața locului, s-au stabilit fiecare ce are de făcut și urmează să lichideze aceste consecințe. În rest, ceea ce a spus domnul Grozav, v-a arătat foarte... Bună ziua tuturor! Pe parcursul ploilor abundente care au avut loc, în sectorul Roșcani au fost coborâți 2 copaci, trezile asfaltate care s-a spălat, este florul 12 bar 1, 400 de metri, care a scos în stradă într-adevăr foarte mult petriș, dar se lucrează în comun cu ex-grupul. Fântânile fără capac ca sistem de canalizare Albeșoara, intersecție botezătorul Albeșoara cu Pușkină și Albeșoara cu Vasile Alexandrie. Ceea ce au repetat, așa a spus domnul Grozav, referitor că ele sunt conectate canalizația povreală CFC Caudală și dacă noi mergem în zilele cele și într-adevăr observăm ce miros vine de la ele, era sub înțeles că aici este conectat la rețeaua suplimentară, ceea ce volumul de apă și debitul care este dat asupra acestei canalizații nu reușește și este scos în afară. Străzi inundate parțial a fost Albeșoara Ismail, Albeșoara Pușkin, Albeșoara Petru Rareș, Albeșoara Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu, Ceucare, Nașterii Naționale. Datorită implicării poliției, Inspectoratul Național de Patrulare, Batalionul numărul 2, sectorul Șcani, au intervenit prompt, nicătând la, prin acest moment vreau să aduc și mulțumiri pentru lucrul depus în timp de ploaie, nu că alții critică că au ieșit după ploaie. În timpul ploii dirigeau și interziceau ceea ce am scăpat de ambuteiajele cu cozi și mașinile blocate în apă. Curățarea gurilor de captare deja apelor pluviale au fost curățate după prima întâmplare foarte rapid de ex-grupul. Se lucrează în continuare ce a spus domnul Bulgărescu. Referitor la acoperișurile care au fost afectate, aici este un volum mult mai mare, este un număr de 20 de adrese, a ieșit la fața locului, prin cu ajutorul NGF-urilor se vede care posibilitate este de reabilitare și așa mai departe. Este o problemă care și din cauza agenților economici care s-au conectat asupra acestor acoperișuri nelegal, cum nu se neg faptul, de aici sunt și rețele de internet, rețele de televiziune, care s-au conectat nelegal, după care au adus și unele prejudicii acoperișului, ceea ce a dus în cauza nisorilor sau ploilor, problema dată. Deja chestia asta se discută, cred că o să venim cu și cum demers către primărie, referitor poate chemăm și toate agenții ăștia economici, sau remediază ei problema, sau să fie deconectați de aceste blocuri. Cred că trebuie să mergem puțin mai grav, nu mai strict cu dânsii ca să găsim și un numitor comun. Restul se lucrează cu ex-grupul de Gălca, INP-ul, Spațiul Vers, Bumtecu și Împăsălu, în forță, știți că astăzi sunt tăși duminică, de fapt unii iese parțial, dar în linii generale s-am găsit timpul comună și mergem împreună. Cam atât. Deci, rezultatul ploilor din data de 28, după cum a raportat și domnul Grozavu, mai mult am fost afectate pe strada Uzinilor 140, avem în bloc 7 apartamente, cel mai mult au fost afectate cele 4 apartamente care se află în adiacență cu strada. Problema, am încercat ieri să o discutăm la ieșire cu la fața locului, am avut comisia pe situații excepționale, împreună cu domnul Băldurescu și toți colegii de la S-Grupul, am solicitat de la Centrul Comercial Cap-Cap, practic care este, am determinat noi așa cu toată lumea că ei sunt vinoveți de situația, unii din vinoveți de situația care s-a produs acolo, am solicitat de la ei toate actele permisibile la conectarea respectivă, până probabil că le caut, sper eu să le găsească, cartea tehnică, toate conectările, toate coordonările cu Direcția Transport și Regia S-Grupul, la fel am considerat că era imposibil astfel de coordonări, s-au conectat ilegal, pentru că este, ieri chiar am deschis un capac la fața locului, unde este o fântână curată, uscată, unde se putea deconectat fără probleme chiar în teritoriul lor adiacent. Sperăm să avem totuși aceste acte, să clarificăm această întrebare. Și împreună cu toți colegii care au fost la fața locului, am decis totuși să pregătim un proiect pentru a fi
construită o nouă canalizare pluvială ca să nu avem pe viitor astfel de lucruri. Pentru că sensul giratoriu ne dă un pic bătaie de cap. Probabil că totuși nu s-au respectat și nu s-au luat în considerație ceea ce se poate întâmpla astfel de inundații. Toată lumea care a fost afectată, toți locatarii respectivi, au fost iar la pritură, au depus cereri. Sincer să vă spun, ei nu atât doresc recuperarea prejudiciului material, dar mai mult hotărârea, remedierea acestei probleme ca pe viitor să nu aibă astfel de situații. Era un apartament unde oamenii chiar 2 luni în urmă și-au făcut reparații, vă dați seama, cu strigăt la cer. Noi o să încercăm totuși în măsura posibilităților totuși să recuperăm careva pagube materiale. De asemenea, au fost afectate mai mult străzile uzinilor, Otovasca, Meșterul Manole, unde la fel avem o canalizare unde sper eu să proiectăm și acolo este necesar o reproiectare a situației respective. În rest, în sector n-am avut inundații apartamente, n-am avut situația la toate instituțiile de stat, am comunicat, am lucrat cu ei, este în regim normal, alte situații excepționale n-au fost. Astăzi, bineînțeles, vom munci și mâine să strângem acest nămol împreună cu colegii de la S-Grupo. Vreau să le mulțumesc foarte mult că s-au muncit până a venit ploaia, s-au muncit foarte mult la curățirea canalizării pluviale. Asta e tot. Centru a fost, ca de obicei, înmulțit o porțiune de stradă Inculeț și înfundat canalul de scurge pe strada Ion Nistor. Domnul Filip Mohan de la S-Grupo este receptiv și operativ și se ocupă și acum cu aceste lucrări. A fost tasate strada Gheorghe Cașu 4, Bulgară 7 și drumul Schinoasă, partea carosabilă, și Pușkin 14 și trotuarul. De semne este transmis la S-Grupo, se lucrează. Și pe lângă celelalte 52 de adrese care curg acoperișul, dar curg niște scurgeri neînsemnate, au mai apărut 7 adrese la întreprinderea numărul 11, adresele le avem noi. Apartamente inundate nu avem. Pompierii au fost solicitat la prima ploaie la magazinul Fantezie de la incinta clădirii primăriei și a fost pompată. La prima ploaie a fost dobărât un arbor peste o mașină Grenoble 106A și spațiile verzi operativ au lichidat situația respectivă. În rest, situația la control, mult asfalt, petriș, dar aceasta totdeauna așa, că suntem în pantă, S-Grupo lucrează. În rest, nu avem situații ieșite din comun, cum era Aleea Gării, Tăbăcărie Veche și altele, nu avem inundat curs, nu avem apartamente, nu, subsol la Grenoble, inundații, umizalul a apărut, inundații considerabile nu avem. Asta. Aleea Veche, cine mai de mult lucrează, acolo era o catastrofă în permanență, noi acolo ne duceam prima dată și numai datorită curățirii albei, care mulți ne luau în deridere atunci că o să vină bâicul înapoi în acest ruleț, acolo de acum a dispărut această problemă. Da, cel mai tare a suferit probabil sectorul Buicani în urma ploilor din 22 iunie. Asta este și evident, fiindcă numai serici de bariere în seara aceea a ieșit pe 10 adrese care au solicitat cetățenii. Cele mai afectate zone au fost râulețul Durlești la Buiucanii Vechi, strada Ion Creangă care ieși la toată strada, Călăraș, iată în aceste zone practic au fost mai tare afectate. De asemenea, a fost afectată Policlinica 12, centrul diagnostic, ultimele 2 etaje au fost inundate. Au căzut un copac peste 2 mașini. Total, am ieșit și am lucrat pe parcursul săptămânii pe 50 de adrese. Vreau să spun că toate serviciile noastre și-au îndeplinit toate aceste porunci și aceste cerințe care au fost de la cetățeni. Au venit spațiile verzi. Au lucrat pe Alba Iulia 10, 5 arbori defreșați, 5 arbori curățați. Ghibul, Coț, Costin, unde dumneavoastră zonă primară, 8 arbori au fost curățați, evacuate 2 rute de gunoi. De asemenea, nămol a fost foarte mult la calea Ieșilor, unde ex-drop au lucrat și sâmbătă și duminică. S-a reflectat și pe mass media aceste, când s-a lucrat și sâmbătă și duminică. Lumtech, de asemenea, a restabilit firele electrice pe străzile Alba Iulia 8, 10, Deleanu 1, 3, Lupu, Coțcu, Belinski, Mesager 3, 5, unde au fost afectate. Ex-Dropo, practic, a lucrat
pe toate străzile care au fost afectate, Caleieș, la Alba Iulia, Creangă, Belinski, Stadela Călăraș, Milano, Dosoftei, Cibotari, Codreanu, Maria Cibotaru, Colț, Columna, Coandă, adică s-au făcut toate lucrările ce au fost îndeplinite. Au fost evacuate apa din subsoluri inundate de pe strada Vasile Lupu 6, Caleieș 59, bară 1, Cornului 11, bară 1, Caleieș lor 1A, la Cornului 11, bară 1, chiar ieri am primit încă 6 adrese de populație, noi am fost comisia MACTAT, o să remitem în adresa primăriei aceste documente. Concluzia care a fost, sunt trei puncte, în afară cele care ați vorbit dumneavoastră, cu Caleieș, cu toate ce urmează să facem. Este cerințele care sunt noastre să fie alocate mijloace financiare pentru reparația acoperișului centru diagnostic de la Buiucani, mărim de 800.000 de lei. Este divizul de cheltuieli întocmit de serviciul de stat pentru verificarea proiectelor și construcțiilor. 1. 2. La Buiucani vechi, după cum știți, se selectează lucrările de către firma Lev Rose Cons și aceste lucrări trebuie să fie terminate până la Podeț, la finele anului 2018, însă din lipsa de bani, acolo suma proiectului este 14.606.000, undeva 4 milioane s-au plătit. Deci s-a stopat finanțarea și trebuie să lucrăm, deoarece tot timpul la inundații în zona aceea avem probleme foarte mari. Și a treia problemă care noi am definitivat-o este râulețul de Durleș, de la pod până la Valea Morilor, până la Mold Expo. Iată zona ce trebuie să proiectăm, să o adâncim, deoarece toate casele astea care sunt în zona aceasta și garajele care sunt acolo sunt inundate practic toate. Iată aceste trei momente care sunt de bază, care noi cerem să fie alocate surse financiare pentru a soluționa. Ceea ce privește Creangă 6, bară 1, unde a fost incendiu, eu am raportat, a fost până la ploi terminată cu perișul, adică pelicula a stupat, așteptăm expertiza. Se mai speculează, cineva speculează cu aceste adrese, cu case, că s-au dat, nu s-au dat la firmă niciun bănuț, s-au dat pentru oameni, pentru blocul locativ și așteptăm expertiza ca să continuăm mai departe lucrările. Lucrările sunt îndeplinite, adică de întreprindere noastră, specializată, adică nu este nicio firmă, să ca să nu fie comentarii și discuții. Vezi, mi-ai spus ceva? Domnul primar general, domnul primar, regia grupul roagă mult, spune dumneavoastră, implicarea altor instituții, nu se reușește de a se curăța și evacua atât nămolul de pe toate străzile. Și atât asta vă spun. Domnul Munteanu, de la situație excepțională. Domnul primar, deci ca rezultat a ploilor care au avut parcursul acestor trei zile, deci angajați Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit la 26 de solicitări la pumparea apei din subsoluri, gospodărie, etc. Este o conlucrare bună cu serviciile municipale, precum și cu operatorile de sector. Careva probleme nu am avut. Mulțumesc. Da, vă rog. Domnul Munteanu, dar pompele cele au mai fost procurate sau nu au fost procurate? Eu o perioadă nu m-am ocupat de domeniu și... Da, deci pompele au fost procurate, au fost distribuite la fiecare detașament din cadrul sectoarelor a municipiului Chișinău, totodată de către Direcția Locativ Comunal a fost repartizate câte o motopompă la fiecare sector. Adică și la momentul de față au fost chiar utilizate. Da, vă mulțumim. Mulțumesc, stimați colegi. Eu vreau cu toții să înțelegem că asta nu a fost nicio calamitate în timperie. Asta a fost o ploaie mai abundentă în orașul Chișinău, care a arătat cât de pregătiți suntem noi sau orașul pentru o ploaie de o oră. Pentru că dacă ar fi plouat 4 ore, situația ar fi fost mult mai gravă. Eu vă mulțumesc tare mult tuturor, prietorilor de ex-drupă, o situație excepțională că ați intervenit și la 8 dimineața, și la 4 noaptea, și la 12 noaptea. Și la fiecare apel a meu sau a domnului viceprimar Grozavu la adresă. Oamenilor să le transmiteți mesajul cu cei care au avut de suferit. Noi din fondul de rezervă, în baza analizelor Comisiei de Evaluare, vom aloca bani, așa cum am intervenit de urgență la incendiu de pe Creangă, ca oamenii să nu sufere. Dar marea mea rugăminte și mesajul care a fost către noastră din prima zi de când a venit ca viceprimar. Focul este mai ușor de prevenit decât de stins. Și așa cum am rugat ex-drupo cu o săptămână înainte de a începe ploile să curățe gurile de captare, de frunze, de nisip, așa vă rog și pe fiecare dintre dumneavoastră în sectoarele pe care le aveți să preveniți astfel de lucruri. Eu nu vreau acum să ne transformăm discuția noastră în sfatul celor înțelepți. Noi pe toate le știm, noi știm unde sunt problemele, dar nimic nu facem.
Pentru că cumva așa se primește. De ani de zile noi știm unde sunt problemele, dar de ani de zile nu se intervine. Vreau să tragem o linie, să nu mai vorbim despre ce a fost, vreau să ne uităm în viitor, dar așa ca să prevenim lucrurile astea din timp. Și unde este necesar de alocat fonduri speciale de către Consiliul Municipal, lucrul ăsta este posibil, așa cum am intervenit de urgență pe anumite lucruri la Țânțăreni. Așa și aici lucrurile astea trebuie discutate, planificate și la control. Mai ales acum că este vară. Dacă noi acum vara am avut o ploaie de o oră, în toamnă noi vom avea alte ploi. Eu înțeleg că sunt persoane noi aici, nu am participat la discuția anterioară, dar iarăși. Haideți să prevenim anumite lucruri și acolo unde se poate de intervenit, să intervenim cu toții, cu toți împreună. În primul rând, eu am să rog să vedem necesitatea, proiectul tehnic de curățire a albei râului Bâc, să vedem costul proiectului și să venim la rectificarea bugetului cu suma necesară pentru anul respectiv să începem lucrările, cât mai rapid, mai ales dacă sunt toate avizele de toate instanțele, că ne permit să facem acest lucru. Doi, ex-drupul, am să rog să faceți un plan a vostru de curățirea canalizării, să vedem dacă este posibil, care sunt costurile de intervenție. Trei, evacuarea gunoiului, pentru că străzile trebuie curățite. Dacă noi nu curățim la timp străzile după sezonul rece a anului, ele sunt pline de nisip, de asfalt, de glod, de tot ce vreți. Și după asta este costul triplu de a interveni pentru a curăți. Și aici, domnul Burdiumov, este și responsabilitatea noastră a Direcției Locativ Comunale străzile să fie curățite. Străzile, curțile blocului, tot frunzișul ăsta, el se duce. Așa cum discutam anterior cu dumneavoastră, eu vreau să văd o responsabilitate din partea agenților economici, că așa cum am fost ieri la Valea Morului, s-au început lucrările, s-a săpat, s-a ridicat pământul deasupra și amu când plouă, tot pământul ăsta vine pe asfalt. Deci el vine din deal, tot pământul, tot care noi l-am săpat. Și v-am spus și anterior, haideți să fim mai responsabili, să, când facem un pas, să vedem care o să fie a doilea pas. Pentru că tot nisipul ăsta, petrișul, pământul, el se transformă în glod pe carosabil. După care tot ex-drupul din contul lor trebuie să ducă să-l spele, să-l măture, să-l curățe. Iarăși sunt costuri suplimentare. Haideți să prevenim anumite lucruri. Acolo unde s-au făcut lucrări, iarăși, ieri la Valea Morilor, s-au săpat șanțurile respective, ele stau descoperite. Și nu stau descoperite de o zi, de două. E o grămadă de petriș acolo. Interveniți, vă rog, cu responsabilitatea, fie pretura sectorului Boicani sau ex-drupul, cine a făcut lucrări, să aibă grijă de lucrările respective. Nu le lăsați așa. Așa cum am rugat și ieri, discutam cu domnul Boldurescu, domnul Butucel și domnul Grozavu. Sunt intersecții în care s-a lucrat cu apă canal, intersecțiile de 2-3 luni stau securizate și încurcă traficului. De ce? Întrebarea mea este, de ce? Pentru că nu stă de o zi, nu stă de două, ea stă de două luni, intersecția e securizată și nu mai poți circula pe două benzi cum ar trebui normal, tu circuli pe o bandă. Și noi vorbim despre fluidizarea traficului când tot noi îl încurcăm. Unde nu se mai lucrează să fie acoperite, fie că este apă canal, fie că este termoelectrică, fie că este ex-drupul, dumneavoastră aveți contracte cu ei, interveniți și acoperiți găurile respective. Unde nu aveți contracte, discutați cu ei, dar lucrările trebuie să fie făcute. Asta e marea rugăminte. Cu toate celelalte, eu am să rog fiecare pretură să vină cu acțiuni concrete împreună cu întreprinderea ex-drupo, cu MG, cu locativ comunală, cu acțiuni așa cum a venit domnul Nimerenco și a zis că trebuie să facem 1, 2, 3, pe adresa 1, 2, 3. Să avem un plan foarte concret ca să știm care sunt costurile și ce putem acoperi la rectificarea bugetului anul ăsta, ce nu putem acoperi la rectificarea bugetului anul ăsta, să vedem pe etape, ca astfel încât într-un an, doi, să nu mai vorbim de că noi știm că acolo e problemă, dar nu am făcut nimic. Cel puțin să începem. Nimeni nu se așteaptă la minuni că de mâine nu va mai fi inundat Albișoara. Dar eu cel puțin aș avea o așteptare ca în 3 ani să nu mai fie inundat Albișoara. Și dacă e nu e posibil sezonul ăsta să o rezolvăm, atunci eu sunt mai mult ca sigur că în 3 ani este posibil să fie rezolvat. Costurile de curățire sunt mari, trebuie de intervenit împreună și cu agenții economici. Apropo de agenții economici, Albișoara e sectorul centru, Râșcani. Eu vă rog frumos să vă plimbați pe perimetrul Albișoarei și să vedeți câți agenți economici își revarsă deșeurile în Albișoara, în râul Bâc. Spălătorii, constructori, și dumneavoastră o să vedeți care sunt costurile noastre de a scoate
rezultatul activității agenților economici. Cât pietriș de la curățire se aruncă în râu. Eu știu că aici o să spuneți că este agenția ecologică, dar împreună cu ei. Faceți o comunicare cu agenții economici, să nu ne pasăm responsabilitățile de la unul la altul. Eu în 3 zile, marți, mă aștept la fiecare direcție responsabilă, în primul rând de direcția transport cu ex-drupo, direcția locativ comunală, spații verzi, Lumtehu și preturile, acțiuni concrete de prevenire, unu, și de soluționarea problemelor pe care noi le știm. Așa cum a spus și doamna pretor de la Ciocana, problema veche la Ciocana cu lunca băcului. Pe care să vedem la anul ca să nu mai avem problema respectivă. Dacă trebuie de intervenit cu sancțiuni pentru agenții economici care s-au conectat ilegal, intervenim cu sancțiuni. Noi nu trebuie să acoperim costurile ilegalităților unor agenții economici, pentru că pe noi asta ne costă mult. Eu nu vreau să creăm niciun disconfort oamenilor, cetățenilor, dar nici oamenilor nu le putem spune că nu este vina noastră. Și în subsoluri, domnul Burdimov, interveniți, vă rog, în subsoluri, în primul rând, în grădinițe și instituții de învățământ și, într-al doilea rând, în blocurile locative, pentru că se adună apă și nu trebuie să vă explic ce înseamnă când subsolurile sunt umide, mai ales acolo unde subsolurile sunt pline de mobilă veche, de haine, etc. După asta, noi iarăși avem probleme cu dezinsecțiile și cu tot felul de paraziți. Vă rog, un plan de lucru. Cu MGFL-urile vă veți prezenta informația luni la ședința operativă. Eu vreau o informație foarte clară, în care, în baza căreia, după asta să luăm decizii ce facem cu MGFL-urile respective și cum asigurăm că sunt întreprinderi municipale de salubrizare pe fiecare sector. Astfel încât să mai avem surprize, că oamenii nu vor să iasă la lucru sâmbătă sau duminică, sau că Boldurescu singur nu se descurcă și are nevoie de intervenția direcției locativ comunale, ceea ce își firesc. Noi trebuie să acționăm ca o echipă și rugămintea mea mare. Am tras linia, ne uităm în viitor, dar așa ca noi peste o lună de zile, când ne întâlnim să discutăm despre anumite probleme, să nu ne pară că noi suntem înțelepți și buni și noi știm că problema există. Dar n-am făcut nimic ca să o prevenim cel puțin, pe etape. Pentru că minuni nimeni nu se așteaptă de la noi. Nici eu nu cer minuni. Dar să știm, să planificăm, alocăm resurse financiare și control. Și problemele o să dispară. Altceva, vă rog. Nu? Atunci eu tare mult rog azi ex-drupul să continue în sectoare, direcția locativ comunală cu întreprinderile municipale pe sectoare, la fel să continue să lucreze. Știu. MGFL-urile care vor, rugămintea mai mare, să iasă la lucru, să curățe orașul. Orașul trebuie să arate îngrijit, mai ales că nu s-a întâmplat nicio catastrofă naturală. Orașul trebuie să fie îngrijit, curățit, așa ca să arătăm că este confort în oraș. Și noi știm ce avem de făcut și unde avem de făcut. Și să nu ne împiedicăm unul pe altul, să ne ajutăm unul pe altul, să punem umărul. Când un coleg are nevoie, noi ajutăm. Nu pasăm responsabilitățile. Bine? Vă mulțumesc. Termoelectrica, Victor, vrei să adaugi ceva? În ceea ce ține de activitatea termoelectrică, aceasta nu a fost afectată de întreprinderile care au avut loc. Avem doar amânarea la anumite lucrări, avem două adrese, Nicolae Costin, până pe 7 iulie să continuăm lucrările, dar fiind faptul că au fost inundate canalele și strada Eloveni. Burebista deja astăzi o să fie conectate toate 9 blocuri. Acolo s-a lucrat la un diametru foarte mare, 800, circa 400 de metri. Dacă țineți minte, anul trecut am avut probleme acolo. S-a renovat toată această porțiune. Practic nu trebuie să mai avem în zona dată careva probleme. În ceea ce ține dacă de MGFL-uri, noi avem o comunicare cu dumneavoastră mai strânsă, adică noi am discutat, eu cred că direcția locului comunal n-are decât să discute și ei cu administratorii din salubilitate, nu cu directorii de la fiecare. Și ei sunt foarte deschiși la cooperare și cred că chiar e necesar să-i convace într-o ședință, să-i spună fiecare ce are de făcut, pentru că nu cred că o să existe careva impedimente în acest sens. Adică toți înțeleg și dau seama că trebuie să intervină. Eu mulțumesc frumos. Asta este și mesajul meu, că atunci când unul încearcă și nu reușește, haideți să punem umărul și să ajutăm. Pentru că e vorba de orașul nostru și nu vorbim de lucruri de miracole, vorbim de lucruri simple, de a îngriji orașul și să-l administrăm corect. Ceea ce noi fiecare știm cum să o facem la locul nostru de muncă, dar atunci când dăm puțin de o barieră, cereți sprijinul colegilor, că eu sunt sigur că o să se rezolve. Domnul Pui, eu am o rugăminte mare la dumneavoastră. Eu săptămâna asta am fost cu tare mulți colegi la grădinița numărul 7, la Malina Mică. Acolo termoelectrica a efectuat anumite lucrări și a lăsat descoperit mari porțiune mare.
și din cauza asta și teritoriul arată puțin mai ca după război. Eu vă rog frumos să interveniți și acolo unde aveți lucrări. La fel, noi suntem gata să punem umărul să lucrăm împreună, dar după noi să lăsăm îngrijit și curat. Mai ales când e vorba de teritoriile grădiniților sau instituțiilor de învățământ. Mulțumesc tare mult! Colegi, vă doresc o zi frumoasă, un weekend plăcut tuturor și celor care ies azi să lucreze, spor la muncă și vă mulțumesc tare frumos! Deci proiectul integral deci costă aproximativ 43 de milioane de lei. Dar acest proiect este, cred că, și fizic imposibil să fie realizat în timpul unui an bugetar. El trebuie să fie împărțit în două, trei faze. Deci noi, prima fază, de fapt, din aceasta, în jur de 10 milioane, am făcut partea superioară de la Petru Rareș, de la Mihai Viteazu până la strada Fantalului sau unde-i podul de cale ferată. Așa. Urmează partea din aval, din jos, deci înspre apă canal. Deci acolo ce se întâmplă? Când, dacă barajul de la Ghidighici ar funcționa să oprească fluxul de apă mare, dar acest lucru nu se întâmplă la momentul actual operativ, și atunci toată apa care se acumulează vine încoace la vale. Partea aceasta superioară este mai puțin afectată, după cum ați văzut acum, ultimii acum 2-3 ani, Petru Rareș și în sus, da, există apă până ce se face evacuarea, dar mai puțin. Chiar și sub pod, la Grigore Vieru, perioada de evacuare a apei este destul de scurtă, însă totul s-a mutat în jos. S-a mutat, este la strada Pușkin, la Ismail, de asemenea, puțin după ce s-au mai făcut acolo niște guri de captare, este mai puțin de o perioadă mai scurtă lângă Inspectoratul General de Poliție, așa, și acum, după cum vedeți, ultimii ani, tot mai des și mai des, este la Lunca Bâcului, deoarece acolo acest flux mare de apă practic se ridică până la nivelul carosabilului. Deci chiar ploaia aceasta care a fost pe 22-23, apa era la nivelul carosabilului. Și acum, deci, cel puțin nou ne-ar trebui anul acesta ceva sub 10 milioane de lei ca să putem relua aceste lucrări de curățire. Deci aceste apartamente care spun pot să mai apară, pentru că acestea sunt acele unde am fost solicitați. Deci va fi prezentate actele de către comisiile specializate din sectoare la Comisia Fondului de Rezervă și vom ajuta în măsura posibilităților sau după necesitate, fiindcă diferite cazuri va fi diferit. În unele cazuri unde însăși locuitorii pot să facă reparații, vor fi atribuiți bani pentru ca să-și facă cu forțele proprii, dar sunt și cetățeni care nu pot să facă acest lucru și vom face prin intermediul Direcției Locativ Comunală. Nu, deci când privește acoperișul, dacă aceasta este o clădire care se află la gestiunea Direcției Locativ Comunală, aceasta nu este prin fondul de rezervă, aceste lucrări trebuie să fie efectuate. Deci sunt
Deci noi vom aloca bani pentru reparația apartamentelor, acolo unde s-au produs daunele corespunzătoare. Deci acoperișurile, asta este problema noastră și vreau să vă spun că multe din apartamente au fost inundate nu datorită acoperișurilor, dacă ați fost vreodată pe acoperiș, sunt pâlnele cele de captare a apelor pluviale, ele fie că au fost bătute, fie așa cum am menționat cineva dintre preturi, sunt diferite instalații de telecomunicație care au fost montate și au deteriorat în zona respectivă acoperișurile clădirilor. Cu plăcere!